După ce a distrus practic PSD-ul sistematic și a dinamitat cel mai important partid al țării prin interesele mărunte de câțiva verzișori, probabil pentru o bătrânețe mai bună, cel alintat de Ion Iliescu și știut de român drept prostănacul, a venit la turnul Severin. Nu vă gândiți că a venit să boteze cei câțiva nou-născuți ai angajaților de la anvelope, așa cum a promis în campanie electorală din 2009 și apoi a lăsat cu ochii în soare. A venit prostănacul să-și lanseze așa zisul partid în județul Mehedinți. Județul Mehedinți, la proprietatea după Severin, pentru lansarea filialei Partidului Social Românesc în județul dumneavoastră. Sunt foarte bucuros că domnul avocat Bara Nicolae a acceptat propunerea noastră și a conducerii partidului de a relua ostilitățile într-un județ important al țării și al Olteniei. Prostănacul, după ce a dat câteva exemple, probabil după dictonul „Fă ce zice popa, nu ce face popa”, a început să explice explicații și alături de tot partidul a venit la turnul Severin. Aș vrea să mulțumesc și colegilor mei din Conducerea Națională, domnului vicepreședinte și deputat de Gorj, Iriza Scarlat, domnului vicepreședinte și deputat de Dolj, domnul Florentin Gust, și colegii noastre, vicepreședintă a partidului și deputat de Giurgiu, doamna Liliana Ciocanu, pentru faptul că suntem aici în echipă și lansăm o nouă filială a partidului. Mircea Joana ar putea fi caracterizat drept un electron sărit de pe orbită, și asta pentru a-l cita pe Adrian Stase, unul dintre multele exemple de oameni din PSD de care Joana, cunoscut drept prostănacul, poreclă pusă de Ion Iliescu, a încercat să scape din dorința arivistă probabil de a nu exista alternativă la el, la prostănac. În rest, multă vorbă și am putea concluziona că Joana trece și Mehedințiul rămâne cum am stabilit. Nu există vreo șansă ca România să o ducă mai bine, ca Oltenia să o ducă mai bine, ca aici, în Mehedinți, lucrurile să meargă mai bine decât merg astăzi, dacă în vârful țării se află oameni de acest gen. Dacă la nivel local se află oameni de acest gen. Dacă la nivel de Consiliu Județean, la nivelul de primării, la nivel de politică se află oameni de acest gen. Și vă rog ca prieteni, dincolo de politică, dincolo de PSRO, ca anul viitor, când veți avea din nou ocazia să votați, fiți dumneavoastră adevăratul arbitru al viitorului României. De-abia la anul vom putea să ne luăm, într-adevăr, destinele în propriile noastre mâini.